Programul nostru de guvernare se adresează generației care avea 20 de ani în 1990. Este generația din care se aleg astăzi 90% dintre toți corporatiștii care se află în România și în străinătate. Este generația celor pe care îi găsiți în Consiliile de administrație sau în bordurile executive ale celor mai mari, mari și mai importante companii din lume, este generația care, la, care până la 40 de ani, 45 de ani, fără să facă politică, a reușit să arate lumii că România are creiere și caractere. Generația celor care au astăzi 40 de ani și din care și eu fac parte, este generația care caută să se răzbune pentru 20 de ani de ezitări. Aceasta înseamnă votul nostru din 9 decembrie. Suntem realiști. Nu propunem lucruri pe care nu le putem face. Nu înnecăm electoratul românesc cu promisiuni de care apoi să ne fie rușine. Plecăm în campanie cu capul sus, pregătiți fiind să spunem ce putem face și ce nu putem face. Nu mergem să promitem luna de pe cer dacă aceasta nu le va sta în putință. Dar știm ce urmează să facem. Noi vom da exemplul de muncă administrativă și de activitate politică îndreptată spre binele cetățeanului, pentru că noi știm că dacă s-a greșit ceva în 20 de ani de zile, a fost că am pus pe picioare un stat care nu este respectuos cu cetățenii săi. Dragii mei, dacă așteaptă ceva România de la noi, este un lucru pe care USL-ul nu-l poate da. Respect.